Vă rog să-mi permite să declar deschisă ședința solemnă comună consacrată primirii mesajului domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, cu ocazia deschiderii celei de-a doua sesiuni parlamentare din anul 2021. Vă invit să ascultăm imnul de stat al Republicii Moldova și imnul național al României. Vin să vă mulțumesc pentru sprijinul constant și mereu oportun pe care l-a acordat statul român Republicii Moldova pe parcursul a 3 decenii de la declararea independenței. România este principalul avocat al Republicii Moldova în aspirațiile sale de integrare europeană și sperăm că următorii ani vor fi decisivi în efortul nostru de apropiere de Uniunea Europeană. Vin să vă mulțumesc în mod public și pentru mâna frățească întinsă, dezinteresat de România, într-un moment de cumpănă pentru Republica Moldova, în timpul pandemiei de COVID-19. Acum un an și jumătate, pandemia ne-a prins cu o guvernare fără legitimitate, coruptă, incompetentă, cu instituții fragile și oameni deznădăjduiți. De aceea, modul exemplar în care a acționat atunci statul român, din puținul pe care l-al avea și cu problemele proprii pe care le avea, ne-a ajutat foarte mult în combaterea pandemiei. Dar cel mai important, a salvat sute și poate mii de vieți omenești. Vă suntem sinceri recunoscători pentru aceasta. Vin de la Chișinău cu vești bune. După alegerile prezidențiale din toamna anului trecut și cele parlamentare extraordinare, Republica Moldova se întoarce, după ani de rătăcire, pe drumul cel bun, pe drumul dezvoltării și modernizării de tip occidental. Este drumul care ne va aduce libertate, dreptate, prosperitate în cadrul familiei europene. Președinția, Guvernul, Parlamentul Republicii Moldova au astăzi un mandat ferm pentru a curăța, dezvolta și deschide țara spre exterior. Nu va fi deloc ușor, dar niciodată în ultimii 30 de ani nu s-a simțit în Republica Moldova o dorință mai mare, mai sinceră, de a duce politicul în slujba cetățeanului și de a construi un stat puternic, cu instituții funcționale și eficiente, care să lucreze pentru oameni. Prioritățile noastre sunt prioritățile oamenilor. Lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept, întărirea instituțiilor, dezvoltarea economiei prin susținerea antreprenoriatului și crearea unor locuri de muncă generatoare de prosperitate și oportunități,
pentru oameni de a rămâne acasă. Investirea în dezvoltarea comunităților ca să beneficieze de standarde decente de viață, promovarea unor politici sociale responsabile, în special în raport cu cei mai vulnerabili, începând cu pensionarii. Acum este timpul să pornim vremuri bune pentru Republica Moldova, să ne dezvoltăm prin accelerarea integrării europene și să lucrăm foarte strâns cu cei care au expertiza și experiența. Și aici gândul meu vine în primul rând la România. Suntem într-un moment extraordinar al relației noastre bilaterale, la care atât la nivel politic, parlamentar, executiv, guvernamental, dar și la nivel societal, compatibilitatea este deplină. Dragi prieteni, Republica Moldova se deschide. Republica Moldova se transformă. Republica Moldova vrea să lucreze pentru securitate, prosperitate și dezvoltare alături de partenerii săi. Hai să dăm mână cu mână, să construim un viitor comun aici, la noi, acasă, în Europa.